Noi vrem să verificăm punct cu punct, pas cu pas, cum s-au desfășurat operațiunile de alertare, alocare de resurse, organizare și desfășurare intervenției și să vedem unde sunt acele disfuncționalități care au condus la producerea unor neînțelegeri în ceea ce privește modul cum au ajuns la locul intervenției forțele alocate. Din păcate s-au strecurat niște erori în ceea ce privește timpul în care a ajuns la locul intervenției autoscara, autoscara fiind o auto specială din cadrul altui detașament, detașamentul Palas. Acesta se află la o distanță de aproximativ 8-9 km față de locul producerii incendiului. Din datele ulterioare s-a constatat că această auto specială a ajuns în jurul orei 9:41 și nu cum s-a declarat inițial 9:27. Ora 9:30 este momentul în care auto specială a plecat. La intersecția străzii Mircea cel Bătrân cu bulevardul Mamaia se crease un ambuteiaj și auto specială efectiv nu a avut pe unde să treacă. În acest sens a fost solicitat și sprijinul unui echipaj de poliție. Asta înseamnă că autoscara a fost solicitată după ce femeia a căzut de la etaj? Aceste aspecte le verificăm acum. În mod normal, autoscara trebuia să fie solicitată după primirea apelului. Până în acest moment, există vreo persoană care ar fi bănuită de faptul că a dat o eroare de comunicare solicitării apelului la 112? Da, este vorba de personalul de serviciu de la detașamentul Palas, care este direct implicat în ceea ce privește recepționarea mesajului de alertare și modul în care a fost direcționat echipajul de pe autoscară la intervenția de pe bulevardul Mamaia. Am văzut prima comunicare a inspectoratului pentru stații de urgență, după care a venit altă comunicare, timpii, există aceste neconcordanțe în ceea ce privește timpii, ancheta le va lămuri. Este inadmisibil ca inspectoratele județene pentru stații de urgență să nu fie dotate cu o astfel de pernă pneumatică. Sunt doar patru. Sunt patru la nivel național. Ne-am spus colegilor de la DSU să demareze de urgență achiziția acestor echipamente.